Eu nu merg neapărat la schi, mă rog, n-am fost niciodată, și cineva m-a întrebat într-un mesaj dacă un anumit parfum, și anume Marj, poate fi purtat la schi. Și asta m-a inspirat să fac un video cu câteva parfumuri pe care eu le am în colecție, care cred că ar fi bune să fie purtat sub costumul de, să fie purtate sub costumul de schi și pe care le putea simți în perioada aia de schiat și să te facă să te simți bine. Așa că, dacă ești în căutarea unui parfum pe care să-l porți în următoarea ta vizită la schi sau în următoarea ta excursie la schi, înseamnă că video ăsta o să-ți placă. Așa că stai până la final! Every single day. Salutare, dragi și drage, eu sunt Alina și voi sunteți Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, abonați-vă și lăsați-mi și gândurile voastre în comentarii. Și totodată, nu uitați să împărtășiți acest video și cu prietenii voștri și spuneți-le și lor despre ce fac eu aici pe Parfumului 35. Mai departe, dacă vreți să mă susțineți în această călătorie parfumată, puteți să-mi cumpărați o cafea apăsând pe linkul ăla din descriere de Buy Me a Coffee. Și aștept gândurile voastre. Dacă nu vreți să-mi lăsați comentarii, puteți să-mi scrieți pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, pentru că am toate aceste conturi și abia aștept să discut cu voi. Bun, așa cum ați citit și în titlu și cum v-am povestit eu în intro-ul de mai devreme, videoul de astăzi o să fie cu și despre câteva parfumuri care cred eu că sunt potente pentru a fi purtate la o zi de schi sau la o excursie la schi, și sunt câteva parfumuri care cred că sunt îndeajuns de puternice încât să facă față unei temperaturi mai scăzute, să facă față în condiții astea de temperaturi negative și totodată să te facă să te simți foarte bine. Primul dintre ele, pentru că de fapt de la asta a pornit acest video, este acest Marj de la Ahmed Al-Maghrib. Marj de la Ahmed Al-Maghrib este, cred că, cea mai nouă lansare a celor de la Ahmed Al-Maghrib. Am zis de 4 ori deja Ahmed Al-Maghrib și mai zic o dată, nu știu de ce. Și acest Marj este un parfum pe care eu mi l-am dorit foarte mult. Este un parfum care are o complexitate foarte mare, este un parfum cu niște note de ud, cu niște note de elemi, cu niște note florale, are foarte multe note, ce reușești că o să resim foarte mult din el sau cum se dezvoltă el pe pielea mea, ca un ud cremos, asta pe pielea mea, pe alte tipuri de piele el se dezvoltă un pic verde, un pic roșinos și pe lângă asta vin și notele de ud. Fiind un parfum creat în jurul acestei note complexe de ud, cred că poate fi foarte bine purtat la o zi de schi, pentru că dacă ne uităm afară sau dacă vedem afară că este foarte frig, avem nevoie de parfumuri ceva mai complexe și ceva mai... N-aș vrea să zic dure, pentru că dur nu este un cuvânt care îi se potrivește acestui parfum, ci parfumuri un pic mai dense. Din categoria acelor parfumuri, Marj este unul dintre acelea și este un parfum care poate fi purtat dacă îți plac astfel de parfumuri la o zi de schi. Este un parfum care, sau pe care îl vei simți toată ziua, este un parfum dezvoltat foarte frumos pe orice tip de piele, zic eu, însă trebuie să iei în calcul că pe anumite tipuri de piele el miroase mai mult a ud. Dacă îți plac parfumurile cu ud, o să-ți placă și minunăția asta, pentru că, din punctul meu de vedere, este o bijuterie care ar trebui dată cu așa un pic de... ar trebui să te gândești cât de multe pufuri dai. Însă la schi, partea faină e că poți să te dai cât vrei și îl resimți numai tu. Ce se va întâmpla când te vei dezbrăca? Na, acum nu știu dacă vei ucide pe toți din jurul tău, dar este un parfum care îți va plăcea într-o excursie la schi. Un altul din categoria asta a mea este un parfum super accesibil la preț, este acest parfum de la Latafa, el se numește Ragba. După cum vedeți, eu am acest lichid de culoarea chihlimbarului de 30 de mililitri, care el, da, 30 de mililitri, a fost foarte ieftin la momentul în care l-am luat, eu cred că am dat 20 de lei pe el, sau 25, sau 35. Este un parfum dulce, miroase așa ca un zahăr ars, cred că are și el niște note de ud, însă complexitatea lui mi se pare din combinația asta de zahăr și cu miros de afumat.
E foarte, foarte, foarte bun. Din păcate, dacă despre maj vorbeam despre o persistență wow, la acesta persistența, din punctul meu de vedere, nu este la fel de wow ca aceea, însă și ăsta este un parfum extrem de persistent, dar nu la nivelul acela de, nu știu, o zi jumate. Ăsta, să zicem, undeva te duce la 6-7 ore. Eu nu pot să zic că l-am testat pe perioade de ger, pentru că nu prea ies afară când este ger. Dar sunt sigură că la prețul foarte mic pe care îl dai pe el nu ar fi o investiție care să-ți dea bugetul peste cap, dar chiar dacă el nu persistă, nu știu, exact așa cât ai dorit tu. Deci, Ragua de la Latafa, o alternativă foarte bună pentru parfumurile cu care te poți duce la schi. Un altul, vorbim de alternativa mea la Angel's Share de la Kilian. Angel's Share de la Kilian este un parfum care nu mai are nevoie de foarte multe introduceri. Eu pe acela nu mi l-am luat pentru că, deși îmi place, nu-mi place atât de mult încât să dau banii pe el și am hotărât să-mi cumpăr această alternativă de la Alexandria UK. Alternativele, ca să nu spun clone, de la Alexandria UK mi se par alternative extraordinar de bune. Pe piață, pe toate piețele românească, internațională, din Middle East, găsești foarte multe alternative la Angel's Share de la Kilian, pe care ți-o iei hotărăști tu. Am înțeles că este o clonă foarte bună de la Latafa, dar eu la aceea am avut o mostră foarte mică și mi s-a părut mult prea puternic pentru mine și nu a fost ceva ce mi-am dorit, motiv pentru care am ales această alternativă de la Alexandria UK. După cum vedeți, eu încă mai am foarte mult din parfum, n-am folosit foarte mult, pentru că și ăsta este un parfum pe care simt nevoia să-l dau cu... cu grijă, pentru că este un parfum într-un anumit fel înăbușitor pentru mine. Kilian Angel's Share este un parfum în jurul notei de brandy, are o notă un pic alcoolică de brandy cu niște scorțișoare și cred că ceva vanilat, dar și el este un parfum complex și foarte fain. La momentul în care a apărut a fost un ADN unic, între timp nu mai este un ADN unic. Ce mai avem? Mai am 3. Dacă îți plac parfumurile florale, parfumurile pudrate, parfumurile feminine și sexy, atunci te sfătuiesc să alegi Lipstick Rose de la Frederic Mall. Eu am acest ambalaj de 30 de ml și mie mi se pare un parfum extrem de tare. Mi se pare că nota aia lipstick-ii nu reușesc să o resimt atât de confortabilă cum reușesc să o resimt în alte parfumuri, însă ce îmi place foarte mult la el este că e un parfum extrem de persistent, de puternic. Mi se pare că trandafirul aici este... în prim plan și mi se pare că se resimte și ideea asta de lemn de trandafir foarte profund în el, dar este un parfum dincolo de toate foarte apreciat în toată lumea și este un parfum frumos și persistent și cred că merge foarte bine dacă ești la schi. Bun, ce mai avem? Mai avem 2. Oud Colle de la Guerlain, că tot știți că sunt nebunită după el. Oud Colle de la Guerlain este un parfum aldehidic, este un parfum care s-a creat în jurul notei de oud. După cum vedeți, chiar îi spuneam soțului meu acum câteva zile că acum reușesc să înțeleg de ce oamenii își cumpără inclusiv parfumuri la 200 de ml, pentru că acesta al meu este de 100 de ml și vedeți că am folosit ceva din el și stau și mă gândesc că aproape s-a terminat, deși e sticla totuși încă plină. Am probleme la căpățână. Bun, deci Oud Colle de la Guerlain este un parfum aldehidic, este și el un parfum cu oud. Cred că marea majoritate a parfumurilor de astăzi au o notă un pic mai densă și... Oud Colle de la Guerlain, nu să mă și dau cu el ca astăzi, nu recomandă parfum. Oud Colle de la Guerlain este un parfum aldehidic cu o notă cremoasă, un pic soapy, dar în același timp mi se pare că are o notă super catifelată și elegantă și mi se pare că ăsta poate fi purtat la schi pentru că te va scoate din tipar și o să atragi priviri. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este cea mai nouă adiție printre parfumurile mele de nișă, și anume Dark Vinyl Mask de la Boho Boko. Dark Vinyl Mask de la Boho Boko este un parfum boem, din punctul meu de vedere. Este un parfum foarte, foarte, foarte frumos. Este un parfum care mie mi inspiră Bohemian Rhapsody, este un parfum care mie mi inspiră discuri de vinil, îmi inspiră muzică, îmi inspiră voie bună și este un parfum care într-adevăr inspiră ideea asta de concediu, de vacanță. Dark Vinyl Mask de la Boho Boko. Bun,
Și cam asta este topul meu în calitate de persoană care n-a mers niciodată la ski, pentru că atunci când este zăpadă mare afară, eu prefer să stau în casă. Mă mai duc uneori cu Sania, cu fiica mea, dar nu foarte des. Bun, aștept gândurile voastre în comentarii. Până data viitoare, pa, pa!